Presa libera trecere. Ne continuăm discuția în cea de-a doua parte a dezbaterii electorale de astăzi. Domnul Viorel Panțuru, vă rog să vă continuați ideea, după care va interveni domnul Dobre Aurel cu o întrebare. Deci, după cum v-am spus și mai devreme, am avut o serie de proiecte propuse să le realizez în mandatul actual, când nu s-a terminat încă. Dar o parte dintre ele s-au realizat, o parte nu. O parte sunt în derulare. Acum, după cum știți și dumneavoastră, multe se lovesc de bani. În momentul când ai bani, poți să faci investiții și să derulezi niște proiecte. În momentul când nu sunt bani, te rezumi la ceea ce poți face cu bani puțin. Domnul Dobre Aurel, rapid, ca să discutăm în continuare și cu domnul Bontea Ion și cu domnul Onen. Da. Întrebare pentru domnul primar. Cum explicați că nu ați promovat în 8 ani de zile niciun proiect mare, vezi în paranteză, alimentări cu apă, gaze, fonduri pentru drumuri, 2 secunde. Și ați distrus și singurul proiect de apă de Dulești care l-ați preluat. Deci niciun proiect mare. Un singur proiect. Dați-mi exemplu de un singur proiect. Deci acest proiect de canalizare. Nu are nicio legătură cu dumneavoastră, domnul primar. Apa la Răducești, știți foarte bine cum s-a introdus. Deci, cum s-a introdus, eu știu foarte bine. Da, n-ați avut niciun merit acolo. Ba da, e meritul meu că eu particip și eu. Unde aprob la aceste ședințe în ADI toate investițiile. Dumneavoastră sunteți, aveți calitate de angajat al companiei de apă. Deci n-aveți ce să aprobați. N-are nicio legătură Răducești. Deci un angajat al companiei de apă nu aprobă nimic. Execută ce îi spun șefii și verifică sub antenă. Nu v-ați implicat cu nimic acolo. Hai să ne înțelegem. Deci, n-are sens să ne contrazicem. Un singur proiect mare. Vreau un singur proiect. M-am dus singur, am făcut proiectul, am promovat și am făcut asfalt, apă. Ce am făcut? Vă rog frumos, pe rând vorbiți, vă rog foarte mult. Deci, am făcut proiect de asfaltare, s-au asfaltat numeroase ulițe în satul, și în Poștă, și în Topliceni, și în Răducești la dumneavoastră, și la Băbeni. Voi continua și în acest an cu asfaltare în satul de Dulești, a 3 ulițe. Cu ce fonduri asfaltarea, domnul primar? Deci fonduri din bugetul local. Păi vorbesc încă o dată. Acolo e vorba de 2-3 miliarde. Domnul vorbim primar, de... ați mai trecut pe ulița din Poștă, ultima asfaltată? Au 2 gropi de să-și căpau copii acolo. Deci, acolo, din cauza canalizării, n-a fost compactat foarte bine terenul și s-a lăsat. Deci... Și cred că este adresat către compania de apă să rezolve problemele acolo. Am fost cu domnul inginer medic la fața locului, a văzut despre ce e vorba, a zis că discută cu constructorul. Că... Avem deja 5 luni de când e groapa acolo, au fost, nu cadă copiii, ne-a fost astupată cu balastru. Dar acolo lucrează, deci sistemul de canalizare, dacă n-a fost compactat la timpul respectiv foarte bine, mai... Da, domnul Bontea Ion, candidatul PNL-ului, vrea să pună în discuție o altă problemă majoră cu care se confruntă localnicii? Da, cea mai mare problemă comunei Topliceni nu este numai apa care este nefinalizată sau care vrea să facă domnul Dobre fiind director la compania de apă. Cea mai mare problemă a comunei Topliceni este îmbătrânirea. Haideți să mai discutăm de calitatea dumneavoastră. Este îmbătrânirea. Ce loc de muncă aveți? Sau vorbim în calitate de candidat, de viitor primar al comunei Topliceni. Nu ne mai spuneți ce altă calitate are domnul Dobre. Datorită faptului că populația este îmbătrânită, citeam o statistică făcută la Băbeni, 165 de morți, 22 de copii născuți și botezați și 5 căsătorii. Păi este foarte puțin. Pe parcursul unui an sau de la începutul anului până în prezent? În 3 ani de zile. În 3 ani de zile, da. Pentru asta, eu am propus renovarea dispensarilor din satele Băbeni și de Dulești. Au ajuns o paragină. Avem la Băbeni un cămin cultural, care a fost cămin cultural, nu se mai poate numi cămin cultural, acum este propus pentru demolare. Într-adevăr, nu se mai putea renova, pentru că este din nuiele. Dar nici să lăsăm clădirile primăriei în paragină. Avem la Băbeni și la de Dulești 2 locații. Cred că nu știe nici domnul primar, cum nu știe nimeni, câte camere sunt la aceste dispensare. Pentru că n-au intrat de ani de zile în ele. Și le lasă în paragină cu scopul, probabil, de a le cumpăra cineva terenul. Sau au demolat cum se demolează și căminul actual. Eu am propus renovarea lor și în interiorul lor să fie 2 clădiri ale primăriei. Dacă mâine arde o casă, îi luăm pe cetățenii sinistrați și cazăm o zi, 2, 3, o săptămână, până este nevoie, până își găsește un loc unde să ducă. Primăria la ora actuală nu are un local unde să cazeze 2 oameni. Dacă ia apa acasă, cum s-a întâmplat de Dulești,
trebuie să duc la Neamuri ca să doarmă. N-au unde primăria să cazeze doi oameni. Pentru că domnul Viorel Panțuru este primarul în funcție, văd că toate întrebările sunt adresate deci, și așa și tot timpul merge către dumneavoastră. Domnul Panțuru, ca să fie totul în mod egal, răspunsuri cât mai scurte, dar cât mai scurte, vă rog. Deci, aceste terenuri care funcționează, cele două clădiri, care au fost vechi dispensare, sunt trecute în domeniul public. Deci acele terenuri nu se pot vinde și nici acele clădiri nu se pot vinde. Și ca să funcționeze un dispensar acolo, trebuie un medic de familie. După cum știți, criza de medici din toată țara la ora actuală, nu s-a găsit un medic care să vină acolo să-și adune un număr de pacienți ca să poată să funcționeze. Am găsit pe cineva, am demarat o reparație la dispensar, a zis că în funcție de pacienți, dacă depășesc 600 pe Dedulești, pot să vin 2-3 zile. Dumneavoastră, dacă veți câștiga această luptă, veți putea rezolva problema? Siguranță, este clădirea primăriei. În primul rând, clădirea este a primăriei. Dom'le, o renovăm de sus până jos pentru că este a primăriei. Orice om care are o casă, vă ruiește odată spatele casei. Domnul Onel, aveți și dumneavoastră inclus în programul electoral acest lucru? Că spuneați că aveți foarte multe puncte. Sau cum vedeți rezolvarea dacă veți câștiga această luptă electorală? Da, sigur, și eu am această măsură propusă spre executare și eu am zis renovarea tuturor căminilor culturale de pe raza comunei și care vor fi date în... pentru școlile, pentru, ca școlile din localitate să organizeze serbări, activități culturale educative care nu s-au mai făcut pe, la comune, cu participarea cetățenilor. De asemenea, în aceste, după viziunea mea, în aceste cămine culturale se pot organiza nunți, botezuri, parastase, pentru că în momentul de față cetățenii care organizează astfel de activități plătesc sume enorme patronilor cu societăți comerciale de pe raza comunei. Și tot asta pentru o facilitate pentru cetățenii comunei. Domnul Dobre... Vă contrazic, domnul Dobre. Dacă dumneavoastră spuneți să plătesc sume enorme, da, unde s-au desfășurat, s-au făcut o nuntă sau un botez. Deci vă contrazic. S-au dat 5 milioane. Da, nu o sumă enormă. Deci, 5 milioane la un parastas... Nu și vă dau și exemple, dar nu vă dau exemple. Nu, pentru că nu avem cum să le demonstrăm. Hai să vă spun că, deci, primul terenul de poți... Da, căminul la Băbeni... Nu știu ce s-a din Topcenilor, unde funcționează compania de apă acolo. Deci căminul de la Băbeni nu se poate reabilita datorită vechimii și construit din muiele. Nu se poate reabilita. Am dat hotărâri de Consiliul Local pentru demolarea acestuia. Am o promisiune de la Ministerul Dezvoltării prin care voi prinde o finanțare pentru construcția unui cămin nou. Și de aia vreau să-l demolez. Am făcut carte funciară la teren și acum sunt în procedură pentru demolare. În scurt timp voi obține autorizația de demolare și va fi demolat. Și nu va mai fi o ruină. Domnul... Bun, dacă mă permiteți mie ceva. Haideți, și după aceea intervine și domnul Dobre. De exemplu, am prevăzut o măsură pe care poate și domnul primar o știe. Deci am zis colaborare cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe și Adventiste de pe raza comun de competență pentru a-i sprijini proiectele lor. Renovarea bisericii din satul Dragheș, monument istoric, lăsat în paragină de aproape 10 ani. Știe cineva de așa ceva? Da. Și finalizarea casei parohiale din Răducești. Eu știu foarte bine. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră... De ce s-au alocat fonduri pentru, pentru această biserică? Pentru monument istoric, n-a loc primăria fonduri. Deci, nu, Ministerul Culturii. Culturii. De ce îmi puneți o întrebare că Ministerul Culturii n-a alocat fonduri pentru Biserica Dragheștia? Nu, dar nu trebuia făcut demersul de primar? Nu. Zic și eu. Dar de cine? Deci, greșiți. Deci nu sunteți bine informați și... Normal că nu sunt. Eu n-am fost niciodată. Dumneavoastră deci, demersul. Și mai vreți să fiți. Demersul. Vă rog foarte mult. Haideți să ne menținem discuția pe tematica pe care ne-am propus-o. Cine trebuie să facă aceste demersuri? Dom'le, casa parohială, ca să... Primăria împreună cu parohia. Deci, solicitări scrise au fost. Dar vreau să vă spun că nici răspunsuri la o solicitare nu primești de la minister. Deci nu la Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării și alte ministere. Domnul Dobre Aurel, vreți să ridicați altă sau alte probleme sau să continuăm pe ideile celor trei contracandidați? Cred că continuăm, având în vedere că împreună toți vom merge la cetățean cu oferta electorală în mână. Corect. Am spus câteva din puncte. Într-adevăr, și eu am reabilitarea și funcționarea cabinetelor medicale pentru satele Băbeni și Dedulești. Nu este o chestiune chiar simplă. Trebuie aviz. În primul rând, trebuie renovate și așa mai departe. Dar
Eu revin cu ale mele. Aș mai pune o întrebare mică. Cui? Domnului primar, normal. Cum explicați că în cele două sate mari, Băbeni și Dedulești, cele două sate mari, de fapt, la ora asta arată groaznic. Nu s-a ocupat nimeni de drumuri, de alimentări cu apă, de școală, de biserică, izlazuri, cabinet medical, izlazurile... Două secunde, lasă-mă. Păi nu repet. E vorba... Nu apă. Am discutat subiectul cu apă. Păi nu numai apă. Am spus, vezi drumurile, vezi biserica, vezi izlazurile, vezi cabinetul medical. Domnul Panțuru, haideți, răspundeți. De izlazuri aș vrea să ne spună. Printre altele. Ia spune-ne puțin de izlazuri, domnul primar. Deci izlazurile, după cum cam cine ne-a luat, cam ce s-a făcut pe izlazuri? S-a concesionat, au fost licitații, s-a publicat licitația și în presă, au participat la licitație două societăți. Nu le mai dăm numele? Da. Așa, și o persoană fizică. Urma licitații, unul au concesionat o suprafață la Băbeni și Dedulești. Atunci ce vreți? Mă interesează faptul că dumneavoastră trebuia, conform contractului, să urmăriți dacă acolo se face ceva conform contractului și conform legii. S-a curățat. S-a. Haideți, domnule, să spuneți ce nu merge. Vreau răspunsul, păi nu merge nimic acolo. Nu s-a făcut nimic. Concret, ce mai s-a curățat izlazul de la Dedulești. S-a curățat anul trecut izlazul de la Draghiș. S-a curățat izlazul de la Dedulești. Pe hârtie, domnul primar. Intervine și domnul Bontaion. Deci, referitor la izlazuri, este la... Au fost puse bețe în roate crescătorilor de animale, ca să poată fi concesionată de două societăți și nu de crescătorii de animale efectiv. Cine a pus bețe în roate? Cine a pus bețe în roate? Domnul primar. Legislația ce spune? Da, legislația spune. Participi la licitație. Nu ești obligatoriu, nu ești obligat să... Deci unul din punctele mele pe platforma programului obiectiv este concesionarea izlazului către crescătorul de animale, iar acesta să fie îndrumat în așa fel încât să poată să-l ia el, ca să ia el subvenția, să beneficieze de subvenție, nu o societate să beneficieze de subvenție și să cheltuie banii, să cheltuie banii în interesul propriu și nu în interesul cetățeanului. Îmi explici și mie un cetățean care are două vaci. Cum participă la licitație? Spun, ce semneze? Respectiv încărcătura pe din 0,3 UVM pe hectar? Nici într-un caz nu trebuie să înscrii la domnul Cutare sau la domnul Cutare în asociație. Păi poate să facă eu asociație. Putea oare cetățenii din comună care sunt mari crescători de animale să participe în nume propriu să ia izlazul? Putea. Au ieșit cu, când s-a desfăcut plicul de licitație, a ieșit cu 50.000 mai puțin decât cel care a câștigat? Domnule, licitația a fost publică. Ai dat mai puțin, ai pierdut? Domnul Onel, vrea să intervină în această problemă expusă de contracandidat? Da, sigur că da. Eu dacă aș ajunge primar, nu știu modalitatea legală, aș anula toate aceste concesionări și le-aș pune la dispoziția cetățenilor. Nu este normal ca terenul și izlazul care a fost de ani și sute de ani pentru țăranii din acea comună să-l vinzi la un concesionar, să-l concesionezi pe 49 de ani sau 50 de ani. Nu, sau a fost pe 2 ani. Sau 10 de ani. A fost dezinformat totul noastră. Ați înțeles? Deci a fost pe 4 ani. Pe 2 ani. Deci pe 2 ani. Știi legea. Întrebare. S-a prelungit contractul? Un singur contract s-a prelungit. Mulțumim. O altă problemă. Domnul Bonta, ne-ați mai dezvăluit. Da, da. Eu voiam să avem o altă curiozitate. Dacă domnul Viorel Panțuru are de adresat întrebări, că văd că toate întrebările ajung la domnia sa. Dumnealui este primar în funcție. Sunt primar în funcție, da. Și sunt bombardat. Toate proiectele care le-au spus colegii mei, mai devreme, că vor să le realizeze, aș întreba și eu dacă au cunoștință de bugetul local. Deci, domnul Manole, dacă nu să știți din ce să compune bugetul local, cam ce sume conține acest buget și ce realizări se pot face. Da. Ce cheltuieli sunt în comună? Bugetul local se compune din taxe și impozitele de la cetățeni, după cum mă pricep eu, așa, din fondurile venite la Consiliul Județean, din fondurile care vin de la Ministerul de Resort când faci un anumit proiect și... Deci când faci un proiect, nu-ți dă nimeni niciun fond. Dacă faci din bugetul propriu, nu-ți dă. Da, dacă ești băiat și stres, dar poți să atragi și bani de la investitorii de la patronii locali, dacă faci ceva ce faci. Patronul local respectă codul fiscal, nu atrag bani de la patron. Dacă vreți să ridicați o altă problemă. Domnul Onel, o altă problemă? O altă problemă...
De întrebare, de întrebare pentru domn primar sau... O altă problemă pe care o putem dezbate. Ce trebuie să faceți pentru localnicii din comuna Toplicen? De ce vreți să ajungeți primarul comunei? Ce puteți și cum puteți rezolva? Da. De exemplu, eu, prin meseria pe care am avut-o, aș vrea să fac un sistem de monitorizare cu camere video a comunei. Așa, asta pentru creșterea siguranței cetățeanului, dar și pentru prevenirea furturilor. Ați identificat sursele? Identificăm. Deocamdată eu n-am fost niciodată în primărie, n-am făcut niciodată administrație, m-am hotărât să candidez acum, pentru că am considerat că pot să fac ceva pentru comună. Ați înțeles? Deci domnul Onel vrea un sistem de supraveghere video. Da. Domnul Bonta, Ion, ați fi de acord? Doamnă, pentru... A fost și acum un an prins în bugetul primăriei locale, 200 de milioane. O sumă relativ mică, dar îndestulătoare încât să facă un sistem de 4 camere la Băbeni, 4 la Topliceni, unde să puteau preveni multe. Avem o stație de autobuz care este vandalizată din 3 în 3 zile, iar dacă era acoperită de două camere de la vedere, școala, grădinița și stația respectivă, nu mai cheltuiau acum nu știu ce sumă, că nu... Ce se cheltuie în primăria Topliceni nu se poate ști, pentru că acolo este o familie și n-ai cu cine să discuți. Dacă te duci, vicele are o nepoată, primarul are o fină, ălaltul are un neam, ălaltul nu știu pe așa cine mai are. Așa, vedeți, noastră ridicați acum o altă problemă. Primarul. După deci, cât te știu cu primarul. Dar nu poți să întrebi pe nimeni acolo, pentru că sunteți o familie. Dacă ai aprobat un buget în calitate de consilier, nu știi ce ai aprobat? Am aprobat 200 milioane, după aia au fost luați și direcționați. Au fost și nu ajungeau. Deci sistemul ăsta de monitorizare am vrut să-l realizez și eu. Dar vedeți dumneavoastră, deci ca să fac această investiție, trebuia să fac un contract cu TV-Satul, care deține cablu. Haideți să nu facem publicitate, că vor considerați că nu faceți publicitate. Cum stau lucrurile. Domnul primar, nu poți să transmiți. Domnul primar, nu trebuie neapărat să vezi din primărie ce se întâmplă la Băbeni. Se poate pune acolo o unitate și să stochezi imaginele acolo. Când ți-a vandalizat, a doua zi l-ai găsit. Domnul Dobre, cum vede rezolvarea situației? În primul rând, prin transparență. Deci bugetul local, într-adevăr, cei care să se pricep, este aprobat de către consilieri. Dar este aprobat pe un capitol. Capitolul ăla are mai multe subcapitole. Și dacă i-am aprobat domnului primar, drept răspuns către domnul Bontea, pe capitol, l-a folosit la alte subcapitole sau... Se poate folosi la un subcapitol. Două secunde. Deci banii ăștia care au fost... Ideea este că nu este transparență. Deloc, zero. Deci, în primul rând, transparență, după care discutăm orice licitație, orice, să fie afișat pe site-ul primăriei. Avem un site al primăriei, am văzut că avem om angajat la primărie care se ocupă numai de așa ceva. Absolut nimic. La 3 luni, la 6 luni se afișează. Ce să mai... Am verificat, domnul primar. Domnul de la informatică de acolo nu se menține, nu are grijă de site-ul primăriei. Când vrei să intri, te blochează virusul. Pe rând, vă rog foarte mult să vorbiți pe rând. Am vorbit mai devreme că suntem corecți. Nu putem să mințim populația, că poate să intre oricine, poate să ai să vadă. A intrat acum 3 luni, 6 luni, au văzut oamenii. Nu poate verifica site-ul. Deci, nu, dar avem un angajat care se ocupă numai cu asta. Cred că mai mult de 5 minute pe zi nu lucrează. Deci, acel angajat care faceți referire, din câte știu eu, când am venit în primărie în 2008, dumneavoastră l-ați angajat care se ocupa cu chestia asta. Și cu altele se ocupă și acum. Și acum veniți și îmi spuneți mie că angajatul ăla nu își face treaba. Dacă nu puneți o nepoată, puneți pe cineva. Din nepoțelele alea avute sau din fină sau din cine e, puneți pe cineva acolo să se ocupe. Sunteți de față și vă puteți apăra, puteți interveni, puteți avea, beneficiați de acest drept la replică, dacă considerați că vi s-au adus acuze. Păi nu spune de o nepoată, că n-am nicio nepoată. Așa că în primărie. Aș vrea domnul Dobre să dea un răspuns. Da. Ce nepoată am eu în primărie, despre-ți mă? Nepoatele vicelui primar. Domnule, discutați de finele, mine sau discutăm de mine? Domnul viceprimar nu este prezent, exact, da? Și nu ce a spus și confirma domnul Bontea, s-a făcut acolo. Nepoate, nepoțele și nu se mai poate nimic. Domnule, totul este perfect. Păi, le știm cele toți. Care greșesc și nu luați măsuri pentru sancționarea lor. La asistența socială, câte greșeli în lanț au fost? S-au luat banii la oameni, sute de milioane? A spus cineva ceva? Cum s-au luat banii, sute de milioane? Păi, dintr-o greșeală, da? S-au
oprit bani și la cei care nu trebuia să oprească, cei care nu dețin locuințe. Cei care nu dețin locuințe. Luna următoare au primit bani înapoi. N-au primit, nu e adevărat. Iarăși o minciună. Deci parțial au primit bani înapoi, deci parțial. Care n-a primit să vină la primărie să rezolve problema. Măsuri la nepoțica respectivă. Nu e problemă, nu e problemă de rezolvat la televizor. Păi nu e problemă, dar care sunt deci, vă spun eu, deci ați adus oameni nepregătiți acolo. Asta e problema. Domnule, foarte nepregătiți. O altă e real sau oricum noi nu putem nu demonstra telespectatorilor? Deci, nu, dar e real cu banii, nu cu nepoata. Da, într-adevăr, la asigurarea pe locuințele s-au oprit și la ceilalți care nu aveau locuință, 45 de lei sau 50 de lei. Dar luna următoare s-a remediat și au primit bani înapoi. 45 de lei mânca o lună, la o pâine. Ce tot vrea să ne spună domnul Bonta, pentru că tot ați vrut să interveniți. Totuși probleme reale o altă comunei, problemă, da? Și ale comunității și nu... Avem foarte puțin timp la dispoziție. Da, este vorba ceea ce mi-au sărit în cap contra candidații mei, că de ce vreau să dau teren gratuit către tinerii căsătoriți. Așa cum știți, în Râmnicu Sărat s-au făcut două cartiere, dacă nu trei cartiere, la țigarete, dincolo sus, la Petrom. Așa aș vrea să fac și eu în comuna Topceni. Mi-au spus că nu am bază legală, că nu am cum să fac. Eu am spus, domnule, eu dacă ajung primar, așa cum m-am cumpărat o fâșie de teren, de-am făcut cale de acces către strația de apă la Topliceni, sus, acolo de la Geangur sau nu știu la cine, a fost cumpărat terenul. Așa am să cumpăr... să ne spuneți de la cine a da, fost cumpărat așa terenul. Așa am să cumpăr și din localitate terenuri care sunt disponibile, care sunt la vânzare. E, dar și rapid, vă rog, e posibil? E solicitarea domnului Bonta se poate concretiza? Deci, la Râmnicu Sărat s-au cedat de către Ministerul Apărării, către primăria Râmnicu Sărat, acele suprafețe. Deci n-a cumpărat primăria terenuri din bugetul local și apoi să le dea gratuit. Nu știu dacă acest buget de la Topliceni permite să achiziționeze terenuri din banii publici și după aceea să-i dau gratuit. Nu se poate. Este imposibil. Nu se poate. Este imposibil. Nu știu cum să fie imposibil. Așa cum am putut să cumpărăm un buldozer de 30.000 de euro, cu 30.000 de euro iei teren să dai la 30 de inci. Câte 500 de metri pătate de teren. Voia să intervină da, și domnul Onel. Da, am dat un buldozer de 30.000 de euro și am asigurat un loc de muncă domnului Bontea până acum, când s-a răsgândit și candidează. Mulțumesc. Păi, mulțumiri și l-ai dat afară. Orice cetățean are dreptul de a fi de alege și de a fi ales. Da. Corect? Și de a fi demis. E treaba dumneavoastră. Dar eu vreau să vă pun o întrebare. Am citit și eu în ziar. Aveți cumva o problemă penală? Sunteți anchetat? Puneți și mie. Sau și nouă, sau și al poporului. A fost o reclamație făcută către Poliția Economică. Cazul să cercetează, să verifică, vă vedea rezultatul. Dar o fi adevărat ce scrie acolo? Sau? Părerea mea că nu sunt adevărate. Dar lăsăm organele de anchetă să se facă treaba. Sigur că da. De desfășurare. Domnul Onel cunoaște legea. Deci cunoașteți legea așa cum o cunosc și ceilalți contracandidați ai dumneavoastră. Sigur că da. N-am făcut afirmații că este vinovat sau nu. Dar dacă dumneavoastră zice că nu, e treaba dumnealui. Să verific. Vedem până la urmă anchetă. Să verific și să clarifică toate. Corect. Sunt mulțumit de răspuns. Pe lângă alimentarea cu apă potabilă, infrastructură, sistemul sanitar, reabilitarea căminelor culturale, mai sunt și alte probleme pe care vreți să le puneți în discuție acum pe final de emisiune? Și o să rog foarte mult colegii să deci, comunice și dacă mai avem mult timp la dispoziție. Vă rog, vă rog. Eu aș avea o întrebare pentru domnul Bonta, doar ce ați... că asfaltează niște drumuri acum. Eu l-aș sfătui să nu mai asfalteze, deoarece vine alimentarea cu apă și o să trebuiască să tăiem tot asfaltul ăla, să facem la fiecare. Două minute avem la dispoziție. Deci, indiferent ce spuneți dumneavoastră, ca să nu asfaltez acum, dumneavoastră ați aprobat în buget, la începutul acestui an, asfaltarea acestor drumuri. Acum veniți la trei luni și spuneți că nu sunteți de acord. De acord n-a fost domnul Dobri, când s-a aprobat bugetul și cu asfaltarea acestor uliți, că a zis, domnule, nu se asfaltează acum, se asfaltează la toamnă. Că vezi, domnule, este electorală această asfaltare. Deci eu vă spun că nu e electorală. S-a asfaltat și anul trecut în satul Poștă și acum 2 ani în Reduce și în Băbeni. Deci în fiecare an eu am asfaltat câte un drum. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră acum este ireal. În aceste două minute vreau ca să interveniți toți, toți invitați. Vă rog. Nemulțumirea cetățenilor nu sunt aceia care stau pe strada principală. Nemulțumirea sunt cei care stau pe ulți înăuntru satelor. Deci acolo drumurile sunt total nepetruite din 1990 până în prezent. Niciunul. Nu e părerea mea, că am bătut comuna cu piciorul. Deci din 1990? Ne putem înțelege pe rând, domnilor? Sigur că v-ați gândit și dumneavoastră acum să candidați și v-ați fost pe un drum. Toată lumea are șanse egale. M-am gândit să candidez, să vă înlocuiesc pe voi.
ca să nu fiți eterni acolo. Ai stat 8 ani, frate, retrage-te, vezi că ai probleme. N-ai făcut ce ai promis. Dumneata, vezi administrația publică din Avion. Intervine și domnul Dobre Aurel? Am spus să interveniți toți. Prima dată ales primar, n-a știut nimic. Ba da, mai știam. Domnilor, din simplu vă rog foarte mult să ne înțelegem. Eu vreau să urez cetățenilor din Topliceni multă sănătate și îi rog și îi invit să vină la vot. Cât mai mulți. Și dumnealor vor decide. Sigur că și eu vreau să spun. Bine, nu este o emisiune ce se lasă cu mesaj, așa au procedat și ceilalți colegi ai noastre din celelalte comune. Deci acestea ar fi problemele importante ale comunei Topliceni. Vă mulțumim pentru prezență, pentru precizări. Au fost prezenți, doamnelor și domnilor, în această ediție toți cei 5 candidați pentru funcția de primar la primăria Topliceni. Numai bine, la revedere! Presa liberă trecere.